numesc Alma Saraniadel. Și cu ce vă ocupați? Sunt medic stomatolog de primă profesie, apoi chirurg maxilofacețial. Îndrumarea principală a fost de la părinții mei ca să fac medicină. Am avut de ales între medicină generală și cea dentară. Am ales-o pe cea dentară gândindu-mă la moment că o să fie mult mai ușor să câștig bani mai repede decât să stau să fac mai multe facultăți și alte specializări peste. Evident, m-am drumat și sora mea mai mare, care deja era medic-dentist. Undeva pe la sfârșitul anului 5 am avut o problemă de sănătate foarte gravă, care m-a determinat să continui și mai tare, ironic. De obicei asta te doboară, dar eu am luat-o drept sens invers și am vrut să continui și mai mult și să intru la următoarea specializare după facultate. Undeva pe la sfârșitul anului 6 deja eram vindecat total și mi-am dat seama că este un semn și trebuie să continui mai departe și am intrat și la a doua facultate, de medicina generală, care oricum încercam să o evit, dar până la urmă a fost inevitabilă. Am continuat și cu specializarea de chirurgie maxilofacială și, da, T1. Când erați mic, ce vreați să o faceți când o să fiți mare? Cred că pare dificilă. Sincer, cred că vreau să fiu inginer, pentru că tata este inginer, da, după ce este uiți, în afară de părinți, dar încet, încet m-am modelat. O luăm așa, de pe la vârsta de 16-17 spre 20 de ani, o vârstă foarte fragilă și foarte importantă în traiectoria unei cariere. Sfatul meu ar fi, în primul rând, să ascultăm de părinți, pentru că ei sunt cei mai capabili să ne formeze un drum oarecare acceptabil pentru un viitor asigurat, oricât de mic sau mare este el. Asta ar fi primul. Al doilea ar fi cât mai multă muncă și spor în ceea ce facem și încercăm să găsim plăcerea în ceea ce muncim. Este, știu că e chestie foarte greu de realizat, dar cât posibil acolo măcar să fie un grad de fericire oarecum, să fac de plăcere munca care o fac. Asta, mie se pare, astea sunt cheile principale pentru o carieră de succes. Cât de greu a fost să ajungeți aici? Nu știu cum să mă exprim. Cifre, litere, procente. Foarte greu. Extrem de greu, din toate punctele de vedere. Începând de punct de vedere financiar, pentru că studiile mele eu le-am făcut oarecum contra costa, în vedere că sunt și de altă naționalitate. Și a trebuit să-mi acoper și partea de familie și partea de studii și cam tot ce câștigam trebuia să ducă fix doar în reinterpreta prin mine, adică totul nu păstrat. Investiție personală dusă la... Reinvestit totul în studii, absolut tot. Și chestia asta a durat cam vreo 10 ani. Deci cam după liceu totul s-a reinvestit în studii. Ați avut o discuție serioasă cu părinții în care să vă zic că, băi, uite, eu bag bani în tine, dar trebuie să stai să înveți, să tragi tare? Bineînțeles, astea sunt inevitabile, dar cu ei am făcut un gen de înțelegere, gentleman agreement între mine și tata, bineînțeles, în care i-am spus că până în data de ziua de poți să investești cât vrei în mine, dacă mai departe cumva dau rateu, te oprești. Acolo mai departe mă descurc eu și chiar așa a și fost. Adică am ajuns în T2 și atunci în timpul ăla mi-am dat seama că tata nu mai trebuie să mă ajute, deja pot să mă descurc pe cont propriu. Între timp deja aveam și familie, adică erau lucrurile ok din punctul ăsta de vedere. Nu foarte bine, cum să zic, că stau liniștit, dar oarecum menajat. Ce contează cel mai mult pentru dumneavoastră? Banii, succesul profesional, să ajutați bătrânele să treacă strada? N-aș putea să le clasific cu 1, 2, 3, 4, pentru că toate cam sunt la un nivel foarte apropiat și dacă le spun 1, 2, 3, 4, înseamnă că unele sunt mai importante decât altele. Dar aș începe în primul rând cu familia, pentru că ea este o bucată foarte importantă a societății și cu asta construim noi mai departe generațiile următoare. Banii, totdeauna se spune că sunt foarte importanți, este adevărat că te ajută din punct de vedere material absolut oricând, dar nu sunt pe primul loc niciun caz. Cu bătrânei, asta vine de la sine. Câștigat primii bani. La ce vârstă și cum? La ce vârstă? Foarte bun.
cred că eram clasa a 10-a sau a 11-a, nu mai țin minte foarte bine. În momentul ăla mi-am dat seama că trebuie să mai câștig și ceva pe lângă decât ce-mi dau părinții mei, care era ceva fix, că nu trebuie salariu. Și am început să caut în aceeași școală care eram eu, copii de clasa a 4-a sau a 5-a care au nevoie de ore suplimentare de studiu în limba engleză, că mi se părea eu eram bun în limba engleză și am zis să continui cu această... Și am găsit. Am găsit doi copilași care am început să-i le dau cam vreo 3-4 ani. Acum deja sunt la facultăți, dar au avut nevoie de mine atunci și cam ăștia au fost primii mei bani. V-a fost rușine să faceți anumite lucruri? V-a fost rușine să munciți? Asta niciun caz. Să știți că am fost și vânzător la un magazin de textile la un moment dat, tot așa prin vârsta aia. Am vrut să experimentez, să văd exact cam despre ce este vorba, ce înseamnă muncă și mi-am dat seama că banii care îi câștigam de la ei mei sau banii care îi primeam de la ei mei au cu tot o altă semnificație decât aia care îi câștigam, aia care îi câștigam, îmi dă seama că sunt ai mei, sunt făcuți de mine și sunt munca mea și se cheltuie cu totul alt context, altfel. Asta e o problemă în unele cercuri și orașe din țara asta. Sunt tineri cărora le este rușine să recunoască că muncesc, pentru că colegilor o să râdă de ei considerându-i săraci, ceea ce nu e deloc un lucru bun și asta încercăm să arătăm că atâta timp cât muncești și aduni experiență e extraordinar. Da, știu sentimentul. Cam la sfârșitul liceului noi eram aproape, să zic așa, cam 15 băieți în clasă. Având în vedere că toți eram de alte origini, plus române, plus minus, depinde cum de situație, toți aveau o situație financiară foarte bună de la părinți. Eu eram cel mai prost văzut din punctul ăla de vedere, pentru că așa era situația în momentul de față atunci. Și știu senzația și de asta, oricum nimeni nu muncea, toată lumea dacă era să muncească sau să facă ceva, atunci se ducea la părinți și era mult mai ușor. Dar eu am ales să fac altceva și, sincer să vă spun, cred că sunt cam singurul care a continuat cu o facultate sau cred că doi dintre băieți au mai continuat o facultate după. Restul au continuat pe afacerile care ți erau ținute de părinți și le-a mers foarte ușor. Și știu ce înseamnă când se uite cineva la tine de sus, că da, mie merge bine, ție nu-ți merge bine, dar nu este adevărat, tocmai este fals, pentru că ei nu au construit absolut nimic, deja aveau toată pătura asigurată. E mult mai... să zic așa, când îți faci tu propriul tău business sau îți faci propriul tău muncă, propria ta muncă, are cu tot o altă semnificație decât să o primești de la cineva deja clădită și construită în prealabil. Pentru că la un moment dat s-ar putea să o distrugi pentru că n-ai înțeles-o. Inițial, T1, T0, toate T-urile de la început alea, primele, n-ai trecut prin ele și habar n-ai de experiența lor. Și dacă cumva te lovești din nou, lipsă dată experiență și dacă ești mai în vârstă, Nu dă bine absolut deloc. Ce înseamnă etica pentru dumneavoastră? O întrebare grea. Etică. Bun. Întrebare foarte bună. Sau să reformulez. Cum o folosiți în viața de zi cu zi? Viața de zi cu zi, vă referiți la ceva profesional. Da. Pentru mine etica este un cuvânt destul de... cu o semnificație foarte mare, dar în ceea ce muncesc eu, pentru mine, pacientul care se așează pe scaun, în mintea mea, este unul dintre părinții mei. Asta este etica. Aleg cele mai bune tratamente pentru pacienți, pentru că totdeauna am observat că dacă cumva cineva, un membru de familie, ajunge în mâinile mele pentru o procedură anume, oricare ar fi aia, totdeauna o să fie diferită decât ce aleg eu în mod normal pentru pacienți. Și asta se întâmplă peste tot în lume. De asta am ales mai bine să, ca pacienților să înțeleagă exact despre ce este vorba și să știe că eu sunt de partea lor. Nu e doar să încercăm să facem niște manopere chirurgicale ca să luăm niște bani. Pentru că se poate face chestia asta și se face masă peste tot în lume, nu zic neapărat în România sau în alte țări. Dar se practică, din păcate, din nevoi, nu neapărat că din răutate, din nevoi. Iar noi am ales să facem meseria asta pentru a ajuta oamenii și în niciun caz pentru a... Ce cărți v-au plăcut?
ce cărți citiți? Uf. În ultima perioadă sunt focusat în totalitate pe specialitate. În ultima parte nu citesc decât ultimele studii care sunt legate de implanturi, de factori de creștere, de regenerări osoase, de regenerabilitate, de regenerări. Numai asta, în ultimii 2 ani, cam asta a fost, nu prea am avut timp mai deloc, pentru că știu că acum este exact pragul meu de a depăși, de a trece într-o lume profesională, strict profesională, și s-ar putea că undeva într-un an, doi, încep să vorbesc în fața unui mulțim de oameni, iar atunci va trebui să vorbesc ceva strict profi. Câte ore munciți pe zi? De curiozitate. Curiozitate, da. N-aș putea să zic o oră fixă, pentru că noi ne facem programul nostru, dar cu siguranță peste 8 sau 9 ore. Și împreună cu partea de documentare și pregătire... Bun. Ele se amestecă. În orele libere care le am, stau și citesc și mă documentez și intru pe net și iau cărți și cumpăr și așa mai departe. Deci toate sunt amestecate, pot să zic că se duc până în 10 ore, 11 ore pe zi, fără nicio problemă. Nu prea am timp să stau cu familia și știu chestia asta, dar am spus că acum este pragul important pentru a trece. Make it or break it. Exact, asta este. Make it or break it. Bun, și pentru final, un sfat pentru cei care urmăresc acest filmuleț? Nu știu dacă eu sunt apt să dau sfaturi, sau am ajuns undeva la o vârstă sau o experiență atât de mare încât să pot să dau sfaturi mai departe, dar aș putea să zic că nimic nu este imposibil. Asta am învățat-o de la alții. Am învățat-o pe propria piele atunci când eram bolnav și mi-am dat seama că niciodată o boală sau orice dezastru care se întâmplă în viața asta nu înseamnă că viața s-a terminat. Totul se poate face cu voință pură. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc!